Bălăni îl știe pe Edi Iordănescu de când era copil. Chiar Bălăni s-a ocupat de dinții de lapte ai noului selecționer. Plângea cam tare, își amintește Bălăni. Când juca la Steaua, doctorul Bălăni avea amenajat un cabinet stomatologic în Ghencea. Lăcătuș, Belo Dedici și micul Edi Iordănescu i-au fost pacienți. Tata Puiu venea tot timpul cu Edi Iordănescu la stadion, iar Bălăni a avut grijă ca juniorul să aibă o dantură perfectă. Este acolo un copilaș care, dacă nu mă înșel, plângea destul de tare când încercam să-i scot dinții de lapte. Putea să aibă vreo 5 ani și îi doream urtaua. 38 de ani mai târziu, Edi Iordănescu a ajuns selecționerul României, după ce Bălăni nu s-a înțeles cu Burleanu. Felicit și îi doresc succes antrenorului național și Dumnezeu să ajute fotbalul românesc. Cu Muntenegru și Bosnia în Liga Națiunilor va avea Edi Iordănescu primele meciuri oficiale la națională. Meciurile României vor fi din iunie la Antena 1. Rezultatul primează pentru că e vorba de echipa națională.